Pui codul să-l primești pe Leon. Enter și hai să cumpărăm. Ok, deci Brawl Man, sunt Matey și bine v-am găsit la un nou episod din strana asta Brawl Stars. În episod de azi facem un episod pe care dintr-o serie, de fapt, pe care n-am mai făcut-o de o grămadă de timp pe canal. Zic și eu, dacă revenim cu ea, rupeți butonul ăla de like să facem la episodul ăsta măcar 9 like-uri. Să facem 9 like-uri, dar rupeți butonul ăla de like neapărat chiar în momentul ăsta. Stau mă uit la tine și aștept să facem 9 like-uri. Aprind și lampa, uite, spre exemplu, în cinstea ta. Nu uitați de altfel să vă abonați la canal, să auzați acolo pe clopoțel, pentru că mă ajută foarte mult treaba asta. Și de altfel, abonatul zilei de astăzi este chiar el. Tot ce a făcut ca să fie un abonat al zilei a fost să fie abonat la canal și să apăsați pe clopoțel. Episod de episod adaug câte un abonat al zilei, așa că abonați-vă dacă vreți să deveniți unul. Nu uitați că dacă vreți să vorbim mai multe sau vreți să-mi dați like-uri și așa mai departe, aveți ceva să ziceți, follow pe Instagram la Darius Matey, vă dau like-uri random la poze din când în când. Iar noi, fără alte discuții, ce să vă mai zic, ce să mai stau, facem mid astăzi. Mid vine de la Cristina Simion și spune în felul următor: mid El Primo, dacă dai cu zoom-ul la ochiul lui, se vede un semn. Ok, haideți să vedem dacă mitul ăsta este real. Deci, în primul rând, trebuie să mergem să-l căutăm pe El Primoleanu. Deci, hai să mergem la El Primo, da? El Primo, let's go. Și dacă dai cu zoom-ul la ochiul lui, se vede un semn. Stai mă pe loc să vedem. Dacă stau eu să mă uit așa, da, are ca ceva pe ochi, are două linii pe ochi. Mă gândeam la ceva mai deep. Oare atâta e? Ok, o să dau zoom la Edi și să-mi spuneți voi dacă vedeți voi altceva, pentru că eu momentan doar atâta pot să observ, dar da, un mit mai chill așa, dar real. Următorul mit vine de la, deci avem, stai așa, stai că avem două mituri, așa că o să le încercăm pe rând. Primul mit spune că dacă apeși pe search, în dreapta lui scrie yo-yo. Bun, păi asta nu știu ce ar trebui să însemne exact, poate are o semnificație și ne putem da seama de treaba asta. Dar haideți să mergem, eu nu cred că l-am pe search. Ba, l-am pe search, uite că l-am, nu mai țin aminte dacă l-aveam, uite la aici. Pac, și în dreapta lui scrie yo-yo. Da, și după cum vedeți are două butoane, galben și roșu. Asta ar putea însemna că gen, e ca un gen, din cauza că e un robot și să poți să-l oprești și să-l pornești. Gen, galben ar fi start și verde și roșu ar fi stop sau invers. Habar n-am și scrie yo-yo, nu știu, ca o formă de salut sau ceva de genul ăsta, eu asta aș zice. Nu știu exact voi ce părere aveți, scrieți-mi în comentarii, pentru că sunt curios să aflu și părerea voastră, guys. Pentru că până la urmă seria asta este cu mituri de la voi și sunt curios voi ce părere aveți. Da, hai să vedem acolo părerea voastră în comentarii. Următorul mit spune în felul următor și vine în felul următor. Vine de la Trai Răzvan, care ne zice: mit, dacă o să selectezi pe Tara și o întorci, o să vezi că ultima carte pe care o țină are formă de star power. Sper să apară în video. Hai să vedem, deci dacă o selectăm pe Tara. Bun, hai să o selectăm pe Tara în primul rând, da? Unde ești tu, Tara? Uite-o pe Tara, da? Și ultima carte pe care o ține are formă de star power. What? Păi toate arată la fel, gen. Stai puțin, poate e din cauza skin-ului. Ultima carte pe care o ține, oare asta de aici se referă? Mamă, stai că nu înțeleg. Nu pot să-mi dau seama, gen, astea arată toate la fel. Dacă se referă... da, aici jos, mă! Aici jos, da, se vede, dar și toate cărțile ei sunt Star Power. După cum vezi că și acolo e logo Star Power, aici, gen, aici. Și la spate vezi logo-ul de Star Power, după cum îl vedeți voi. Deci, da, mit real, acum am văzut, mi-a luat ceva până am observat. Dar da, așa este, mit real. Probabil asta înseamnă, astea reprezintă Star Power-urile ei. Habar n-am care ar trebui să fie ideea. Dar, da, interesant și acest mit, n-am să vă mint. Următorul mit vine din nou de la încă un tribe din clanul Trai, care ne zice Trai Edwardist. Și ne zice: mit, dacă te uiți pe shop, la pecul ăla de skinuri, rock skinul Buzz e singurul care nu are logo-ul formației pe spate. Ok, deci hai să vedem. Buzz, pardon, nu Buzz, Buzz, doamne, Buzz, auzi și tu. Deci, da, ăsta are formația pe spate, logo-ul formației. Bun, corect. Și dacă ne uităm, by the way, așa, logo-ul formației și aici, în spatele, în lobby, dacă încă nu v-ați dat seama. Asta așa, ca din partea mea. După care, pe Poco, și el are logo-ul formației pe spate. Da, deci după cum vedeți, amândouă logo-ul formației pe spate. Dar Buzz nu are, dar Buzz n-a ieșit la Brawl pe skin și probabil de-aia zice. Dar nu are logo-ul formației pe spate, într-adevăr. Să nu fie de fapt din formație, să fie vreun adversar sau ceva? Oare? Dar nu cred că din moment ce sunt aici, nu știu ce să zic. Rămâne să vedem. Dar sincer eu zic că nu s-au gândit la asta dinainte și nu i l-au adăugat, gen.
Mit, dacă dai try cu Piper și te duci la roboții Amicus de sus, am înțeles, și sari în continuu cu superul ăla, Piper fără stop, am înțeles, ok. Nu se va deschide când sare. Ce nu se va deschide? A, umbrela ei nu se va deschide când sare. Așa este și cu Surge, ok, ce zice. Dacă sare non-stop nu se va mai învârti. Ok, deci haide să o luăm ușor, ușor. Ușor, ușor, da? Deci, în primul rând, o luăm pe Piper. O vedem aici, pac, da? Dăm try, da? Bun. Deci, eu în momentul în care să zicem că dau superul cu ea, ea își aprinde un brad, bă, cum vedeți, uite, toată lumea să vadă treaba asta. Pac, 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 în caz că n-ați înțeles poate. Că, na, hai să vedem. Deci, după cum vedeți, pac, 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 și să zicem că sărim cu ea încolo. Da, vedeți, se aprinde umbrela, alea, alea, figuri, figurant, alea, alea, bla, 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 sanchi vrăjeală. Bun, perfect, și hai să mai dăm un hit. Bun, hai, 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 încă un hit, hai, încă un hit, hai, încă un hit, perfect, bun. Să zicem că mergem noi aici la roboții ăștia mici, da? Și hai să ne dăm superul în continuu, a zis, în continuu, efectiv în continuu. Adevărat că nu-și mai aprinde umbrela, vedeți că nu-și mai aprinde? LOL, adevărat, bă, nu și-o mai aprinde dacă dai așa într-una, nu mai ieși aprinde umbrela. Și gen acum, dacă noi plecăm să zicem, dacă noi plecăm de aici, ia, hop, 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 stai așa să mai dă o dată. Bun, eu plec, mă duc aici, pac, și-o aprinde, vedeți? Hâț, da mă ia, și acum să zicem, iară, vreau să dau damage, iară, vreau să dau damage, iară, vreau să dau damage. Hâț, 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 mamă, și iară stau 500 de ani, fratele meu. Mamă, păi stau prea mult, vărule, trebuie să mă duc mai departe ca să dau de aici mai mult. Pac, hai mă. Ia vezi că nu mai am net. Ia vezi că îmi pică netul, ești nebun. Așa, și se zice că acum dăm super un continuu. Ia, hop, odată, hop. Da, nu-și mai aprins, nu și-a mai aprins umbrela. Corect, corect. Hai să vedem și dacă e așa și cu Surge. Dacă tu zici că e așa și cu Surge, hai să vedem, ia, dăm try. Bun, let's go, let's go, let's go, let's go. Hai să ne facem superul rapid. Hai să ne facem superul rapid. De fapt, cu toții știți că Surge se învârte, știi, când își dă ability gen la level și așa. O să vedeți că, uite, pac, hâț, pac, vedeți, se învârte, bun, perfect. Și noi acum, să zicem, deci eu trebuie să mă duc aici la roboții ăștia. Pac, bun, 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 bun. Și ia, hai să vedem. Hâț, hâț. Hâț, se învârte, mă, se învârte. Aici, asta e fake. Ah, what? Nu s-a mai învârtit acum. Nu se mai învârte. Ah, vedeți? Deja sare, nu mai se învârte, da. Corect, adevărat și mitul ăsta. Mersi, bro, te pup, mit real. Haide, băi, deci nu mă mint, băieții, nu mă mint, nu mă mint. Rar, rar se mai întâmplă asemenea episoade, băi, da. Până la urmă, na, am evoluat comunitatea. Griff în poza are 5 dinți, dar când îl selectezi are 4. Ia să vedem. Ia, hai să... Bă, dar nu știu de ce fac asta, bro, stasul, de atâta timp fac treaba asta, habar n-am. Ce ai zis, Griff? A, stai că l-am pe Griff, mă, stai că l-am, că l-am luat de la... Eram obișnuit, știi, să mă duc să nu-l caut, ia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Unde 5? 1, 2, 3, 4. Sunt 4 dinți. M-ați mințit, mă. M-ați mințit. Of, of, of. Omul care prezintă Star Park este de fapt Griff. Îți poți da seama după mănușă. Ok, hai să vedem dacă mitul ăsta este real, sincer. Deci, mănușa lui Griff. Ok, și acum hai să căutăm omul care prezintă Star Park. Și am găsit o poză cu omul din Star Park. Și după cum vedeți, și el are o mănușă pe mână, vărule. What? Nu cred așa ceva. Deci, uite-te, mănușă, pac. Mănușa lui Griff, mănușa omului ăla. Da, acum am putea spune că seamănă la mănușă și cum ține bănuțul ăsta, dar rămâne încă să vedem. Nu putem să garantăm treaba asta, dar da, ar putea fi. Uitați-vă, dacă vedeți aici, că vă uitați de desubt, se vede că este un om care poartă o mască gen. Din cauza că vedeți aici de desubt, este piele, se vede piele. Deci, da, e ceva dubios la mijloc, n-am să vă mint, e ceva dubios la mijloc, știți ce zic? Adică trebuie să fim atenți, trebuie să ne gândim, da? Hai să vedem, următorul mit este acesta. Dacă, a, ăsta l-am făcut cu, dacă dai try cu Piper, bun, perfect. L-am făcut, care urmează? A, urmează ăsta. Bun, hai să vedem. Stați așa puțin că am avut niște probleme tehnice. Dar, deci, Squeak are aceeași emblemă după pălăria lui Captain Ruffs, ai zis? Ok, hai să vedem treaba asta, deci dacă mergem noi la Squeak. Squeakuleanu, Squeakuleanu, unde-și mai Squeakule? Squeak, așa, are același logo, da, logo-ul ăsta spațial, da, este și pe colonelul Ruffs, da, asta știu și eu, asta știu și eu, ia vedeți, da, corect, pentru că sunt amândoi au ceva legătură cu spațiu, cu treburile astea, cu Star Park, cu alea, au ceva legătură pe acolo, nu mai țin minte, știu că am făcut o teorie exact despre ei, dar nu mai țin minte exact. Hai să vedem. Cică, mit, dacă pui codul BigBox bară jos Leon, o să-l primești pe Leon. Ia uzi.
Ia uite și tu, băi, ia hai să vedem. Deci deja m-am săturat efectiv de codurile astea și de toate astea ale voastre, da? Hai să vedem. Big box bar jos Leon. Așa a zis să punem. Deci exact așa pune, exact cum vrea el pună. Bun, așa punem, da? Enter. Eu tot îi dau spam, să zicem. Na, why not? Îi tot spamăm big box bar jos Leon și hai să cumpărăm un big box. Oh my god, dar l-am luat pe Leon. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva ce l-am luat pe Leon. Nu există, nu merge așa ceva. N-are nicio șansă să meargă așa ceva. Când vreodată să meargă așa ceva. Cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Mighty. Sper că v-a plăcut episodul. Sper că v-ați distrat. Eu m-am distrat maxim rău de tot. Și mi-a plăcut aceste mituri. Au fost interesante. Voi le-ați luat, cred că de pe TikTok. Nu știu de pe unde le-ați luat. Eu am fost Mighty. Vă pup. Ne vedem data viitoare la un episod. Pa!